MAPN renunță la cele 14 avioane Antonov 2 pe care le are în dotare de peste 30 de ani. Aceste aeronave aflate în administrarea forțelor aeriene parcurg în prezent procedurile de scoatere din serviciu și aprobare pentru includerea lor în procesul de valorificare. MAPN, prin structurile sale specializate, caută să identifice cele mai avantajoase soluții, susține biroul de presă. Ulterior, avioanele vor fi valorificate pe piață prin compania Romtehnica. Nici modalitatea și nici prețul nu au fost stabilite deocamdată. Există însă două posibilități. Romtehnica sau Departamentul de Armamente, deci Ministerul Apărării, să caute prin țările foste ale tratatului de la Varșovia sau din blocul fostelor țări neutre și nealiniate care au avut astfel de echipamente, deci dacă ar fi amatori, o parte dintre ele să le repare și dacă ar găsi undeva o piață să le vândă. Cum această variantă presupune costuri mari, o alta este ca avioanele să fie vândute pe bucăți. Să le taie și să le vândă la fier vechi sau o parte din echipamentele de pe ele care sunt în stare bună să fie valorificate, deci într-o nișă de piață pentru țări care mai au astfel de aparate și pe care le au încă în uz și să aibă nevoie de, fie de motoare, fie de alte echipamente. Armata a interzis de la zbor aparatele AN-2 încă din iulie 2010, după catastrofa aviatică de la Tuzla. Atunci, 8 militari din grupul naval al forțelor pentru operații speciale și 4 din forțele aeriene și-au pierdut viața după ce aeronava în care se aflau s-a prăbușit la decolare și a luat foc. Pentru transportul trupelor și echipamentelor, armata folosește în prezent avioane Spartan noi, cumpărate de la italieni, și Herculesuri second hand de la americani.